Oana Zevoranu a alertat Poliția Prahova. Asta după ce a declarat la un post național de televiziune că imobilul deținut de mama sa în localitatea Provița de Sus din Prahova a fost spart. Aici mama artistei deținea o casă de vacanță, o casă bătrânească luată și renovată. Din verificările polițiștilor a reieșit că imobilul nu a fost spart. A spart la un vecin acolo mai sus, i-a luat țiglele de sus acolo, ce-o fi căutat aia, zice că o ștetuică, dar nu cred că. De altfel, Mărioara Zevoranu sau Oana veneau destul de rar la această casă de vacanță. Păi ea nu numai pe Gigel și pe asta. Eu am văzut-o prima dată când a venit aici pe Pepe și pe Oana, la câteva zile, așa, până când stătea cu Pepe. Acum de zile. Da, când începuse aici să modifice ca o casă bătrânească. Dar până atunci n-am. După aia n-am mai venit, că a intrat cearta în ei și n-am mai venit. Mărioara chiar n-am văzut niciodată, niciodată de când a fost cu Pepe și cu Oana de când. Dar noastră ce credeți? El ăsta vine în fiecare săptămână, vine aici. Vine de sâmbătă, de vinerea seara, așa are până luni. Da, păi a și locuit aici o perioadă. Nu, e și are numai sezone. A venit o perioadă, de la o vreme, vreo 2-3 ani, cred că n-am mai apărut pe aici. N-am văzut-o, că ei stau acolo, noi stăm aici. Da. Nu. Pe Oana ați văzut-o cu Pepe? N-am văzut-o niciodată. Sătenii cred că tot scandalul dintre Oana și mama sa a fost legat de bani. Cele două au avut în trecut nenumărate dispute. Din cauza banilor, cred. La ei, asta erau, important erau banii. Banii. Noi am avut discuții acolo cu casa. Bine, cu ajutorul primăriei ne-au luat o parte din suprafața de teren, vreo 500 de metri. Deci nu aveți amintiri prea bune, apropo de nu, da. Familia Zevoranu. Nu, da. Asta e situația. Oamenii din Provița de Sus au și un sfat pentru Oana. Să compoarte foarte frumos cu domnul Gigi. Să se împace cu toată lumea. Cu dânsul, că alt sprijin nu are decât pe dânsul. Pe unchi. Cred că în altă parte ea nu are unde să se ducă. Mărioara Zevoranu s-a stins din viață pe 17 aprilie, în timp ce era internată la Spitalul Fundeni.